Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. După cum vedeți, la noi a înghețat. Este înghețat. Mai precis, astăzi o să facem un vlog la porumbei. Mergem clopotele la biserică, dacă se aude. O să mergem la porumbești, cât că o să auziți. Avem și noutăți și niște mici modificări, să spunem așa. Și iată-ne ajuns la porumbei. Aici avem această cușcă, cred că o știți. Un albastru de mitil făcut de ea seară. Ce modificări avem. Ia uitați. Am făcut cu iubare și pe partea aceasta și le-am pus deocamdată paie doar în trei. Și văd că deja s-a cuibărit acolo o pereche și aici o pereche. Pentru că aici n-au vrut să stea ei. Uite acum, găinatul parcă e mai bine făcut, da, e mai bine acum, uite, ne-am udărit toate spune. Uite această pereche, care eu masculul am vrut să-l perechez cu altă femeie, deoarece am crezut că nu face și, a uitat, era în perechea asta, că mă trebuia cuibar. Acolo sus am dat puiul, unde-și mă pticanii? Am mai prins, aici avem așa, rotații noi, avem și noutăți, avem și ouă la rotați, la rotații ăștia, la voltații aceștia, am și două ouă acolo, la femeie la aceasta și la masculul acesta, am două ouă și albastru de metil, grăunțe cu floarea soarelui. Le-am amestecat aseară o găleată de 5 kg cu grăunțe și farfară și l-am dat și mâncare. Să ne mai dăm albastru de mintir. Și aici mai pus în cuibara, am scos să puiul. Dar puiul de unde, că acolo e cam ce. Așa, să vedem ce ne-am dat și aici. Și ia să îmi pun un pic scaunul. Este dimineața, ora 9 și 1 minut, duminică, în 10 sau 9 în ianuarie, ce nu știu în ce dată sunt, așa, ia să dăm noi, a, nu a înghețat, da, chiar uitați-mă să vă spun, adică nu, am dat la început videoclipului. A înghețat, da? Știți care e faza? Că aici, după ușă, nu a înghețat deloc. E apa normală, nici nu e amorțită. Am pus albastră de metil acolo. Cu această găleată am amestecat niște grăunțe cu floarea soarelui și am dat. Aseară le-am pus paiele acelea și nu voiau să intre. Și acum i-am găsit și fac cuibar. Punem un pic scaunul ca să verificăm două cuiburi. Aici nu au ouat. Aici trebuie să facă o satinetul cu voiajoare. Nici aici, cucul, satinetul acela, trebuie să facă cu voiajoare. Care voiajoare? Stai un pic că nu o văd eu bine. Cu voiajoarea. Stai, nu, pleacă aici. Da, uite asta. Voiajoarea asta. Deși eu am vrut să-mi perechez voiajoarea asta cu masculul acela, pentru că sunt de aceeași culoare. Nu sunt de o culoare așa. Deci cam așa arată voiajul din lădițe. Am făcut un fel așa, ca să nici nu se bată, nici să nu fie una lângă alta. Așa, și acum intră fiecare în boxa lui, în lădița lui.
și nu are nicio treabă, nu se mai ceartă cu niciunul, dar că mai vreau să mai fac. Am plan să iau acele două lădițe de jos și să mai pun o lădiță acolo, aici. În mă caz este duminică, nu fac nimic, pentru că este sărbătoare de poruncă. Ia uita și femeia la nouă, se bate cu albul. Cu alba sau nu știu. Deci aici trebuie să mai pun o lădiță. Și aici. Și cam atât, decât două și după aia... Sau poate chiar două, cred că am să mai pun în principal și după aia... Fac un rând așa, sau nici eu nu știu ce am să fac, sau am să las așa oricum. Deci mai trebuie două să le montez și cam am terminat și rândul acesta. Deci două. Eu zic că aia și frumoase, că va fi comentariile activate, ziceți și voi despre cu iubare dacă o și bune. Și aici le am altă idee, dar nu știu dacă... Voi mai face până aici, cred că îi voi pune tot de cealaltă și gata. Eu cred că voi mai face un rând, nici eu nu știu, pentru că n-am văzut rezultat între astea. Uite, cool, mascul. Așa. Și acolo bălțata cu roșu. Sperăm să tragă iară. Să mai dea o tură de pui. Aici nu știu că e mascul pe femeie, că văd că fluie ca femeie. Italianul ăla. Uite, s-a luat atât. Dacă nu focusează surpriză, dar nu că iese singur. N-are nicio problemă, nu are nicio treabă acolo. Să le explicăm aici ăla. Aici zic eu că o să facă iară. Să roșu cu... O, de acolo de roșu. Făcut un cuibar aici, sus încă n-a călcat niciunul, dar voi pune acum pauză și o să prind, eu știu cine cuibărește aici. Știu cine cuibărește și... Masculul ăsta, care l-am crescut de pui la mână. Asta și... Deci mi-e frică să le eliberez, pentru că ea mai eliberat până acum. Dar trage Julio, că-i dimineață, că-i 12, că-i... Trage Julio continuu. Așa le rău. Uite, roșu. Roșu vreau să se împerecheze, că e împerecheat. Dar vreau să deie din nou cu capacitate. Deci eu, normal, am vrut, eu le mai dădeam drumul, dar acum mi-e frică tare rău. Îl trage Julio, dacă mi-a unul, mi-a stricat o pereche. Ia uitați, cu femeia aceasta vreau să-i caut un mascul printre aceștia. Dar cred că am din bălțați, am să-ți găsesc eu un mascul. Masculul satinet o să-l împerechez, cred că cu un jucător. O să scapăm pe pauză și o să revenim. I-am băgat. Aceia doi pestriți de acolo, standard. Vreau să se iesă. Găinați caz, nu vedea niciodată. Uite așa un fel de... Le-am dat soreancă, zic eu. Așa scaun aici. Ce se mai petrece? Stau și eu aici. Dacă stau aici... Uite, acum la rotați, de exemplu, plăcește femeia și masculul stă. Au! Am revenit. Asta vreau să-l fac pereche cu femeia aia.
vedeți acolo, s-a băgat în gădiță ce am făcut ieri și mai trebuie să mai prind mâine, două. Da, deja s-a dus acolo. Femeală după masculul lădiță și aici i-a sus curul acolo. Și mai este masculul acesta care o să vină în lădița aceasta. Încă o femeală, dar nu știu care e perechea ei, lui. Deci cum am spus pe aceia doi, eu o să-i fac pereche. Să pe albastru tinere de anul 2020. Scos la mine. Numai că eu m-am reapucat de tub. Doamna. Și cam atât și cu acest videoclip. Nu uitați dați un like. Să apăsați pe butonul de abonare, am mai repede cu 60 de abonați. Vă va lua în linfe înainte de suma de 60 de abonați, dar... Uite, mai am unul mascul jos. Așa stau și cunosc eu. Pot să-i împerechez acum. Bălțat cu bălțat, așa vreau. La revedere!